pentru că suntem la final, aș vrea să ne faceți un mic rezumat ca să știm cum să, cum să fim atenți, ce semne ar trebui să observăm la noi ca să putem să oprim sau să supraveghem cât mai din timp această patologie. Cred că aș concluziona prin a spune că peste 60 de ani, dacă avem simptome de tip respirație grea la efort, suflu greu, toleranță scăzută la eforturi din ce în ce mai mici, sau chiar și durere în piept, angină pectorală, ar trebui să facem un consult cardiologic. Peste 65 de ani, frecvența, incidența stenozei aortice este undeva la 7%, deci destul de mult, nu e chiar de neglijat. Deci ar trebui să vedem un cardiolog. Și dacă suntem diagnosticați cu această patologie și suntem în etapa de stenoza aortică strânsă, simptomatică, care necesită înlocuire valvulară, cred că un mesaj important ar fi să punem în balanță beneficiile acestei înlocuiri valvulare, chiar dacă, bineînțeles, că această înlocuire valvulară se face anumite riscuri, dar riscul de a nu face nimic este mai mare.